O fi adevărat? Nu știu, fratele meu, nu m-a băgat pe mine. Nu te bag, să mă rog, eu de cât atât am vrut să-și cer părerea cu Eric Sefo ăsta, e normal? Eu te apreciez pe tine, te apreciez pe tine, pe Vini din aia, pe Cliff, pe ăsta, cum îi spune, pe Fieraru, pe toți, mă uit, drag de voi de toți. Aveți vorbele la voi, vă iubesc pe Machiavelli, pe toți. Sunt și fetele alea care sunt, fac și ele frumos pe acolo, TikTok și astea. Nu pot eu să mă bag eu în discuțiile la nivelul vostru, că eu nu sunt eu pe ramura voastră, nu știu eu câte știți voi. Eu sunt la nivelul meu la să joc fotbal. Deci nu trebuie să accept provocarea, da? Nu trebuie să accept provocarea, că eu sunt la alt nivel, da? Păi ce să accept, băi, calule, tu te bați cu uștea așa care te invită, ai văzut cum a făcut Pascu. Pascu trebuia să se bată cu omul ăla după stradă, putea niciodată, să ajungă. Niciodată. Pe mine, dacă mă înjură un milion de oameni, fratele meu, asta ce înseamnă? Că eu mie îmi decade gradele sau familia sau astea? Fiecare are drumul lui în viață. Tu ai șmecherie. Corleone să bătea cu cineva vreodată, a dat vreun pumn cuiva? Așa e, am înțeles frumos. Ai zis-o și tu frumos acum. A bătut Corleone pe cineva vreodată? Eu că spun eu oamenii că domnule Mircea nu e smardui, să e smardui. Eu trebuie să bat pe cineva vreodată. Ca să le demonstrez doar așa e. Ce trebuie să le demonstrez? Trebuie să mâncăm, să am vorbit o zi cu tine, mi-ai zis, domnule, uite câinele meu câți bani costă la prizerie, la manicură, la pedicură și știi la... ce scrie lumea în chat? Ăsta da calificat cum vorbește de tine. Că ești un om calificat la cum ai vorbit. Nu vreau să intru în chiar, nu vreau să mă bag în discuțiile voastre. Tu cât, dacă ți-l înjură pe Dumnezeu în fiecare zi, ce ar face Dumnezeu dacă s-ar supăra fratele meu? Deci nu trebuie să accept, am înțeles, am înțeles. Suntem alte categorii. Păi tu ești în lumea ta, eu pot să intru în lumea ta acum, să vin eu, bă, sunt cel mai tare. Nu, frate, că în primul rând nu ține lumea cu mine, nu mă iubește. Eu am făcut emisiuni de-astea, fratele meu, să uita lumea, râdea copiii, nevestele, stăteau nopțile, să uitau toți la mine. Dar făceam emisiuni de-astea frumoase, de râdea lumea, să uita lumea cu drag. Nu începeam să denigrez lumea sau să invit pe cineva la bătaie RXF sau în astea, că nu câștigă nimic. Dacă... Uitați-mă un om calificat când vă zic, nu veniți, mă, pe terenul nostru de joacă, că ăsta e terenul nostru de joacă, lăsați-ne în pace. Ce mai vrei? Ce să caut eu, calule, la tine? Ce să caut eu la tine să te invit eu în RXF? Păi, da, tu mă faci praf, iei candela aia și dacă mi-ai zis de 3 ori cu candela, m-ai băgat să mă duc 3 metri sub pământ. Păi, ce să caut eu? Acum, tu sincer, tu ce să cauți să te duci să te bați cu Pascu? Bă, mor cu tine, auzi, iei candela și mă mori. Acum tu te duci la rock'n'roll, am spus acum. Aute ce am aici, am și de-astea mare, aromate, am de-astea aromate. Doamne, Dumnezeu, să nu faci la nimeni, să fii om bun, cum te știu, cu sufletul bun. Că nu sunt pregătit Mircică din orice poziție. Tu te duci, ascultă-mă, tu te duci la rock'n'roll, da, la ăștia. Da. Și pune, ce pune aia manele? Ce zice? Ești, mă, afară, cum vii tu să-mi pui nouă manele la rock sau invers? La unii care ascultă tarap, data muzică populară, le pui manele. Nu o să pupă una cu alta, fratele. Fiecare pe meseria lui, fiecare pe... Nu mai e semnal. Ați auzit, om calificat, a vorbit frumos. A vorbit omul frumos. La dreptate, Carole, tu ești altceva, nu mai e semnal. S-a închis că nu mai e semnal.